Mamă, nici nu știu ce să te întreb, ce să mă întreb. Am emoții cumva așa. Să faci un preinfarct de la ele peste 3 ani. Ce? Ai liniștit că ăsta e cel mai blând din toate 4 pe care le faci. Încă 3 preinfarcturi, de la ce? De la prea mult sport și mâncare sănătoasă. Țigări și băutură, normal. Chiar aveau dreptate mesajele alea de pe pachet. Bine, în fine, lasă chestiile negative. Ia zi, sunt bogat în viitor? Partea bună e că o să ai o grămadă de bitcoin. Just, știam că o să vină și vremea mea. Partea proastă e că un bitcoin valorează 50 de bani în 2060. Dar o să am o altă sursă de venit de unde o să fac o grămadă de bani, nu? Da, bro, stai moale. Stai moale? E o expresie din viitor. S-au dus alea cu chill, lit, fire și alte tâmpenii de tineret de ale voastre. Ok. Deci unde lucrez? Am salariu mare? Mi-a luat vilă? Te-ai mutat până la urmă în SUA. Ai prins un contract acolo. Visul tău de mic. Doamne, știam, mulțumesc. Știam că dacă muncești suficient, visele devin realitate. Sunt curios în ce filme joc. Ești casier la fast food. Cum? Aha. Care erau celelalte întrebări? Dacă o să ai salariu mare, da, comparativ cu un casier de fast food din România. Și dacă ți-ai luat vilă? Nu, dar acum 2 ani s-a mutat colegul de garsonieră din blocul de nefamiliști în care stai. Acum ai 15 metri pătrați doar pentru tine, bate Libia. Nu era bate Cuba? Nu mai există Cuba de vreo 6 ani. A trebuit să găsim altă țară pe care să o batem. Aoleu, ce terminat o să fiu! Ei! Vezi cum vorbești de mine? De tine? De noi, mă rog. Măcar sunt căsătorit? Da, cu o frumusețe. Serios? Cum o cheamă? O cheamă Paul și e taximetrist. Ne-am orientat bine, nu? Mergem pe gratis peste tot. Paul? E bărbat? Sunt gay? Da, pe la 32 ți-ai dea seama că nu se uită nicio femeie la tine și na. Dar prima oră e mai greu, după aia merge ca uns, dacă înțelegi ce zic. Măcar sunt cât de cât sănătos. Nici pe departe. Taci! Lasă-mă să cred că sunt sănătos pe lângă cele 4 preinfarcturi. Hai, dacă eu o să fiu vai morții... Dacă eu o să fiu cum o să fiu, măcar să aflu cum o să fie lumea din jurul meu. Ce mai e în trending în 2050? Tot Jador? Jador. S-au dus vremurile alea. Ce ușurare. Acum e fisul. Jador Bănică Junior îl cheamă. Nu știu de unde s-o fie inspirat. Tot la puterea dragostei ca taicăsu? Fisul e la alt nivel. La insula iubirii. Cyborg Edition. Ha? Îi pune pe insulă plină cu ispite cyborgi. Trebuie să vezi misiunea. Ăsta a picat în capcană din prima zi. A dezbrăcat-o pe una, i-a văzut circuitele și a crezut că are pojar. Ce-a mai râs? Da. Acum, ultima întrebare. E cea mai importantă. E despre atingerea țelului suprem al omului pe pământ. Fii atent. Mi-am luat până la urmă Gucci. Tot H&M. Nu! Nici măcar asta! Nu las nimic în urmă! Unii oameni zic că nu e așa importanță. Cine zice asta? Cine zice asta? Oamenii cu IQ mai mare decât o morsă? Ăia nu știu nimic! Nu știu nimic, lasă-mă să mor, ratat!